Medicii rezidenți de la specialitatea oftalmologie din Centrul Universitar București vor fi examinați în acest an de un conferențiar trimis în judecată de DNA pentru acuzații de fraudă. Informația a fost dezvăluită de fostul ministru al sănătății din guvernul Cioloș, Vlad Voiculescu. Pe cine a pus oare Universitatea de Medicină și Farmacie, președinte al uneia dintre comisiile de oftalmologie? Pe Marian Burcea. Acel Marian Burcea, fost președinte CNAS, pe care DNA l-a trimis în judecată în dosarul decontărilor fictive de servicii medicale. Potrivit DNA, peste 4,5 milioane de euro din fondurile CASMB au fost fraudate prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive. Asta în timp ce bolnavi aflați în faza terminală sau imobilizați la pat nu beneficiau de servicii pentru că nu existau fonduri, a scris fostul ministru pe rețeaua de socializare. În luna iulie, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au finalizat cercetarea în dosarul decontărilor de servicii medicale fictive și au dispus trimiterea în judecată a 59 de persoane, printre care fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Marian Burcea. Fostul șef CNAS a fost acuzat de abuz în serviciu și folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. Ex-ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a mai afirmat că un studiu al Fundației Colegiului Medicilor arată că 80% dintre tinerii absolvenți de medicină vor să plece peste hotare. În țări ca Franța, Germania, Belgia, nu oamenii precum domnul Burcea dețin puterea și controlează ce se întâmplă cu banii din sistemul sanitar. Sunt 19 candidați care vor susține examenul în fața domnului Burcea. A mai susținut fostul ministru, care a sugerat că acești tineri absolvenți ar putea pleca și ei în străinătate.